Care sunt motivele care v-au determinat să candidați pentru funcția de primar al Comunei Dumbrăveni? Motivele sunt foarte multe, dar în primul rând am hotărât să iau viața pe amândouă mâinile. Toate nedreptățile, toate problemele comunității m-au deranjat în momentul în care nu au fost luate în considerare și rezolvate într-un termen legal și real. Am hotărât, datorită unor porniri ale mele din trecut, când am cochetat cu politica din 1990 și mi-am dorit în tot sufletul ca la un moment dat să pot schimba ceva în comuna mea natală. Care sunt aceste probleme despre care vorbiți? În primul rând, așa cum s-a făcut și un studiu vis-a-vis de transparența în administrația publică, ajungem la nivel de România la un procent de 25 până 30%. Lucrând în administrație publică, întotdeauna au fost lucruri care m-au deranjat, lucruri pe care am dorit să le spun cu voce tare, iar în momentul în care le-am spus cu voce tare, am fost marginalizată eu însumi și m-a durut întotdeauna că cetățeanul a umblat pe holurile primăriei într-o neștiință, necunoștință. Cetățeanul ar fi trebuit să fie întotdeauna primit și servit așa cum orice om și-ar dori să fie tratat cu demnitate și cu bun simț. Ce schimbări ați aduce dumneavoastră în modul în care este în administrația locală, în conducerea administrației locale? Știți cum odată s-a făcut un experiment, odată și un experiment binecunoscut, de fapt, cu trei plante puse în aceleași ghivece, în aceleași condiții, dar tratate diferit. Un ghiveci a fost tratat cu vorbe urâte, un ghiveci tratat cu vorbe frumoase și un ghiveci tratat cu indiferență. Cel mai rău sau logică, cel tratat cu cuvinte frumoase s-a dezvoltat planta foarte bine, ghiveci cu floarea cu tratatul cuvinte rele s-a ofilit, în schimb, cea tratată cu indiferență s-a uscat. Asemenea, celor plante și oameni își doresc la fel să nu fie tratați cu indiferență. Bun, facem multe, se pot face multe. Eu, ca să enumer tot, să enumăr acum tot ce se poate face într-o localitate, ar trebui să avem timp destul la dispoziție. Dar vreau să spun că îmi doresc din tot sufletul ca localitatea să fie dezvoltată cu ajutorul oamenilor. Oamenii să fie tratați cu bun simț și să participe la orice activitate și orice decizie care se va lua în interes comun. Ați decis să candidați ca independent. Da. De ce? De ce ca independent? Pentru că, așa cum spunea Alina Pipidi Mungiu, Mungiu Pipidi, a venit vremea să facem o schimbare în politică. Să schimbăm viziunea omului în ce privește implicarea politică și transparența. Am repetat de nenumărate ori pentru că de aici se pot supraveghea lucrurile în ce privește corupția în administrație publică. Bunica mea a rămas văduvă la 32 de ani. A crescut 8 copii și a avut în proprietate 7 mori. Am zis că trebuie să fac și eu ceva cu viața mea și să las și eu ceva în urmă care să rămână în memoria copiilor mei, adică să fie mulțumiți și mândri de mama lor. Referitor la acest lucru, de ce care ar fi motivele pentru care ar trebui să vă voteze locuitorii Comunei Dumbrăveni? În primul rând, mă caracterizează un temperament activ. Doresc să fac foarte multe, tot ce se poate face și să aibă încredere în mine că nu vin acolo cu o țintă anume. Eu vin doar ca să rezolv problemele cetățenilor
și să fiu corectă, cinstită, să aduc în atenția lor orice încălcare a legii și orice activitate care ar putea fi întreprinsă la nivelul localității din Brăvei. Oamenii sunt interesați de lucruri concrete. Ce ar fi câteva probleme de-astea care le-ați constatat dumneavoastră în comună și ce ați face dacă ați fi aleasă primar? Da, în primul rând, ca să dau exemple concrete, am aflat și eu de curând de existența unui aparat de topometrie cumpărat la un preț de 35.000 de euro, care stă undeva, nici nu se știe unde, investiție pe care a făcut-o administrația publică fără să fie necesară. În primul rând că nu există o persoană autorizată care să se priceapă să lucreze cu acest aparat. Sunt lucruri pe care eu le-am aflat abia acum și lucrez în primărie de 26 de ani, dar am avut o perioadă de întrerupere în care am lucrat la IPJ Francea. Și asta, să revin la ce spuneam, faptul că la piața comunală se fac încasări despre care nu știe nimeni cât și cum și ce se întâmplă cu acei bani, la prima ora dimineții, așa cum este într-o instituție unde au loc încasări, persoanele angajate vin și fac un proces verbal cu banii aduși de acasă, am fost surprinsă să aud că casierii pieții vin și declară că au buzunar 5-7 milioane, bani pe care nu-i arată, nu-i consemnează în procesul verbal fără să fie prezentă o persoană autorizată din primărie. Și este de înțeles că la sfârșitul zilei pot pleca cu acești bani chiar dacă nu i-a avut în buzunar. Și multe alte nereguli și multe alte... să nu spun fapte de corupție, că nu le pot eu enumera acum fără să am o bază legală. Dacă ați fi aleasă bine primar, ce ați schimba, să spunem? Ce ați primele măsuri? Ce ați face concret? Ce aș face concret? În primul rând aș înființa un ghișeu unic la care să apeleze orice cetățean, unde va depune o cerere. Acea cerere va fi îndrumată și îndreptată către serviciul care trebuie să o rezolve și cetățeanul va primi în termen util și real răspunsul, nu așa cum se întâmplă acum când cetățeanul întreabă, îi se răspunde nu se poate, fără să fie lămurit de ce, cum și când mai poate reveni pentru rezolvarea acelei probleme. Poate la acel moment nu este într-adevăr realizabil, dar peste timp se poate realiza. Omul se lipsește și nu mai vine. Aș urmări, în primul rând, schimbarea la fața tuturor angajaților, să fie deschiși, să fie transparenți. Mă gândesc chiar la schimbarea ușilor din primărie cu geamuri transparente pentru a nu mai fi acțiuni politice în spatele ușilor, cum s-ar zice. Aș depolitiza primăria, instituția publică, pentru ca cetățeanul să nu mai fie tratat după apartenența lui politică sau după opțiunea lui politică. Sunt multe de făcut în comună și posibilități sunt. În primul rând, proiectele pe care vizez să le fac, le am în vedere cu un parteneriat public-privat. Lucrez în asistența socială din 2004 și știu foarte bine că s-au făcut lucruri extraordinar de frumoase și pentru oameni și se poate face oriunde prin aceste parteneriate. Implicarea tuturor agenților economici, a ONG-urilor, a fundațiilor, a asociațiilor în activități în parteneriat cu primăria. Deci, acesta ar fi, în viziunea noastră, motorul de dezvoltare? Exact. Acesta ar fi motorul de dezvoltare prin accesarea fondurilor europene. Vă dați seama că primăria nici nu are personal special încadrat, dar și acest lucru este în viziunea mea de a
dezvolta servicii bine specializate cu oameni profesioniști care să lucreze în și în interesul cetățeanului și pentru interesul cetățeanului. Ce le transmiteți alegătorilor din Comuna Dumbrăveni în privire la votul pe care vă vor da pe 5 iunie? Da, foarte multă lume merge pe neîncrederea faptului că eu sunt candidat independent. Chiar am auzit foarte multe voci că aș avea un partid în spate sau o forță politică. Nu. Am vrut să dovedesc prin candidatura mea ca și independent că se poate. Dacă ai omul, oamenii, cetățenii din localitate de partea ta, dacă îi poți conștientiza că se pot face lucruri frumoase împreună cu cetățenii și cu un om bine intenționat, care nu are niciun interes și niciun partipriu cu niciun grup de familie sau partid, se pot trece unele bariere de mentalitate. Am încercat și aș vrea să dovedesc tuturor că ca și candidat independent poți obține cu ajutorul oamenilor un loc într-o primărie și chiar mă bucură când văd că tot mai mulți tineri îndrăznesc să facă acest lucru. Și eu, cu mâna pe inimă, îi încurajez și le spun că toată campania mea electorală mi-am făcut-o din bani proprii. Am găsit înțelegere, am găsit logistică și se poate, se poate numai să îndrăznești să faci. Limitele nu există atâta timp cât tu nu ți le impui.